Sunt foarte multe probleme aici în penitenciar. Sunt multe probleme. Voi știți foarte multe. Principala problemă e reeducarea noastră. Muncă. Nu avem muncă, nu avem reeducare. Atât ce facem o oră de engleză, nu? Da, da. Cu doamna Cristina, o femeie cerebrală, o femeie extraordinară care, în ciuda zvonurilor pe care noi le mai auzim în fiecare zi, precum am avea intenția să o agresăm sau știu să-i facem un rău, doamna Cristina vine și stă de vorbă cu noi, facem cursuri de engleză, ne învață anumite lucruri ordin general, așa, cultură generală, istorie, religie, vorba. A, uite că a venit vorba de religie. Spuneți-mi, ați citit vreodată vreo carte de religie? Biblie. Da. Am citit. Biblia. Ce citit? Vreau să știu de la Adrian. Iată. Jilava. O carte pe Jilava am citit-o de două ori. Iertat de două ori se numește cartea. Uh-huh. Nu avem ce face pe Jilava. Și am citit-o de două ori cartea aia. Ți-a plăcut? Da. Mi-a plăcut, chiar a fost frumoasă. Foarte multe cărți. Deci ai citit și tu, Am citit foarte multe cărți. Despre reeducare, mai mult găsesc reeducare în cărțile acelea de religie decât ceea ce mi se oferă aici. Serios. Dacă mi se oferă. Deci mai multă reeducare găsesc în cărțile astea de aici. Deci, asta e cartea care a citit-o el pe Jilava de două ori, asta, din lipsă de plictiseală. E vorba despre un deținut. E vorba de un deținut și am foarte multe cărți. Astea lui Marius e ordin juridic, pasă ale lui. Mie astea îmi plac, cărțile astea. Și sunt mult mai multe sunt aici. Și Biblia avem. Sunt mai multe cărți aici. Florine, spune ce ai învățat tu din cărțile, ce ți-a rămas ție? Deci, cel mai mult cred că totuși există Dumnezeu. Totuși, dacă de un om, poate nu sunt iertat, dar știu că de cineva, totuși sunt iertat. Aceste cărți m-au învățat, poate m-au schimbat pe mine mult în interior, aceste cărți. Nu neapărat trebuie să arăt de la unul și la altul că sunt schimbat, dar în sufletul meu știu că m-am vindecat cât de cât datorită acestor cărți. Spirituale, bineînțeles. Cum să spun, la unul mi se pare absurd să citesc așa ceva, dar mie mi-au plăcut. Mie nu, înainte, de exemplu, cum e cartea asta, Eminesciană, lecția Eminesciană, mie nu-mi plac așa ceva. Nu-mi plac, pentru că nu, pe mine n-are cu ce să mă educe chestia asta, ce spune Eminescu sau poeziile lui. Nu, eu mai mult găsesc atracție într-o carte biblică decât într-o carte de-asta normală. Nu mi se pare atractive. Nu, astea sunt de îndobitocire, nu știu, pentru mine. Pentru altul poate îi se pare ceva frumos, așa simte ceva. Simte nevoia un om care a omorât să fie iertat? Da, simte. Mai ales simte și mai ales când observă față de cei mai mari. Mm-hmm. Observă că e îndepărtat și nu poate să-l ajute cu nimica, o șansă spirituală și, cum să spun eu, o nevoie o găsește în cărțile acestea. Și găsește refugiu. Marea majoritate dintre noi își găsește refugiu în cărțile credincioase, în Biblie, în primul rând. Noi fiind ortodoxi și Biblia e pentru noi. Adrian, tu ce ai învățat din cartea asta, dacă ai citit-o și de două ori? Da, am citit-o de două ori. Cum să vă spun eu, este despre un deținut care din America. Nu am stat nici, o citeam de mai multe ori. Nu pot să spun că o țin minte toată, dar am... Ce ți-a rămas și ți-a rămas ție așa și ți-a plăcut faptul? El a fost un om la fel ca și noi, cum suntem noi acum. La rândul lui a citit și el cărți de credință și... Mai mult ai vrut poate să înțelegi prin ce au trecut alții, ca și tine? Da, da. Să spun altceva. Eu mă gândesc și la faptul că Domnul Iisus,
Deci care toți credem că ești ortodox, că ești catolic, că ești evanghelist, toți credem în același, același Dumnezeu. La fel a suferit. A fost chinuit, biciuit, răstignit, a murit. Deci a murit pentru o cauză, eu cred. Pentru o cauză ca eu să fiu salvat. De spiritual vorbim pentru că și eu cred în așa ceva. Alții nu cred, dar eu cred în așa ceva. Și pe mine m-a vindecat spiritual sufletește cărțile astea. Cartea asta am citit-o și eu. Și asta nu a putut să-mi dea decât de înțeles că omul ăsta și-a purtat... Iertat de două ori. Da, și-a purtat crucea. Și-a dus singur crucea. Dar de ce ai citit tocmai pe asta? Mi s-a părut palpitantă. Adică am vrut să văd dramatismul și viața prin care a trecut. Ai vrut sau te-a interesat foarte mult iertat de două ori? Cuvântul ăsta. Poate că ai vrea în subconștientul tău să fii iertat. Bănuiesc că... Ca și cum aș spune eu, că în sufletul meu sunt iertat de Dumnezeu. Înțelegi? Odată l-a iertat legea, da. Și a dat drumul și a doua oară l-a iertat Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut. Uh-huh. Înțelegi? E foarte frumoasă cartea. E... Și avem mult mai multe cărți. Deci tot de credință. Mult mai multe cărți. Sunt foarte frumoase, educative pentru mine, părerea mea. Deci pentru noi, pe mine mă educă cărțile acestea. Pentru că nu te instigă la violență, nu, cum să spun eu, te îndeamnă la alte fapte să te ducă cu mintea la... Deci te calmează, te liniștește, te ajută să conștientizezi în mintea ta greșelile care le-ai făcut și ca să nu le mai faci pe viitor. Sunt multe chestii, deci e foarte educative cărțile acestea de credință. Mulți li se pare o aberație, o tâmpenie, o... Cum ar mai trebui să facă și conducerea penitenciarului, pentru că el... Florin, mai are un frate aici. Mai are un frate care e cu el în faptă. Și ar trebui ca legătura dintre ei, conducerea să facă permisă, să fie cât mai desă, cât mai apropiată, să nu poată să-i despartă, adică să nu-i despartă, să se urească între ei, cum am văzut în alte cazuri. Florine, care e situația între tine și fratele tău? Sunteți în fapt amândoi? Da, suntem în fapt amândoi, dar problema e alta. Nouă legal aici ni se dă, deci vorbitoare de două, de trei ori pe lună. Ni se dă vorbitoare, dar problema e alta că eu vreau să fie mai aproape de mine. Chiar să stești cu mine în cameră non-stop. Deci eu, în sufletul meu și al lui, nu știu, suntem parcă e o graniță între noi doi. Adică nici vorbitoarele acelea nu ne consolează foarte mult, o oră cât stai acolo. Deci, dacă eu știu, normal, Marius, cum spune că legal, legea spune ca să nu ne despartă nimeni. Dar eu am întrebat și a spus că nu se poate așa ceva, pentru că eu am alt regim de detenție, el are alt regim de detenție. Spune telespectatorilor, pentru cât timp este el arestat? El este condamnat pentru 20 de ani, poate aproape degeaba. Faptul că a fost acolo, complice, n-a atins cuțit, n-a atins nimic, complice, așa considerat legea. Deci, condamnă-mă pe mine, dă-mi pe viață, dă-mi mai mult de atâta. Dar gândește-o logic, măcar că el doar a fost acolo, n-a atins nimic, nu a făcut nimic, n-a ținut, n-a, și i-a dat 20 de ani pentru nimic ca toată. Culmea, știți care este? Că la vechea conducere, fratele lui s-a rugat de ei. A spus că și dă declarație, semnează pe propria răspundere ca să stea cu fratele lui în cameră și tot n-au vrut. Deși le permite lucrul acesta. Ca frate cu frate, soră cu soră, mamă cu soră, tată cu fiu, indiferent de pedeapsă. Deci în lege nu scrie pedeapsa, nu se rezumă la o pedeapsă. Mă înțelege? Și atâta timp când nu te rezumă la o pedeapsă, nu există graniță. Uite că conducerea nu vor să facă acest. Asta e o prostie în România. Asta e o prostie în România. În sistemul penitenciar, din cauza pedepsei, să fii separat de celelalte pedepse. Noi, cum suntem condamnați pe viață, noi suntem separați în regim special de celelalte pedepse care sunt tot, și alții sunt omor și omor deosebit de grav, care n-au avut ghinionul, evident, n-au avut ghinionul să primească pedepsa noastră. Ei probabil au avut alte, au fost în alte circunstanțe, avocați mai buni, familie unde să umble, deci nu spun de fiecare.
Dar în momentul în care ai o pedeapsă, instituția nu te bagă în locuri amenajate, secții speciale amenajate, fiindcă până la urmă e aceeași pedeapsă, pentru că dispășim aici o pedeapsă. Nu că conatul ăsta, conatul pe viață, trebuie să fie altfel tratat decât celelalte pedepse. Să ai, vedeți și dumneavoastră, la noi în cameră, când intri, cușcă în cușcă. Deci ai gratii la geam și mai sunt gratii și la ușă, dar în exterior. E o muncă în plus, material aruncat degeaba, deci folosit degeaba, deci să nu ai acces la, la fereastră. Mai ales vara pentru noi. Nu putem să ajungem la geam să luăm. Noi nici măcar nu putem să ajungem la geam să luăm astea. Că se spune bun, nicio problemă. Rahova e, e penitenciar de maximă siguranță. Aici vreau să vă întreb, aici nu, se, nu puteți ajunge la geam, la gratile astea? Nu, deschidem atât. Nu, decât dar așa. Un băț. Ia arată-mi tu. Geamurile sunt închise. Aici. Marchia așa. Stai că e legat. E legat să... E, logic acum, îi vine în fiecare dată să-mi bate mie apelul, gratia asta. Lasă Adidas-ul jos. Aruncă jos. Îi bate gratia asta. Așa. E, gândește-te că eu am dimineața geamurile înghețate aici. Trebuie iarna. Să mă chinui cu băți iarna. Pe timp de iarna. Trebuie să mă chinui cu băți, drag. Am înțeles. Uite, spre exemplu, acum mai pot să deschid. Trebuie să mă întind. Adrian, spre exemplu, el nici nu... Dai să-ți dau microfonul, Florine, să vorbești. Nu, pot să spun că geamurile efectiv trebuie să ai un băț ca să le deschizi. Geamurile efectiv trebuie să ai băț ca să le deschizi. Eu acum, norocul meu, eu sunt mai lung în braț. Dar, spre exemplu, Adrian, el nu ajunge așa să deschidă geamul așa. De exemplu, cum e acum. Eu trebuie să mă sal și pe vârfuri să-l deschid acum. Dar iarna, când astea sunt înghețate, ce facem noi? Iarna, cu bețe, cu alea, asta e o tâmpenie, gratile astea. Nu știu, mie așa mi se pare. În fiecare zi dimineață, seara, sunt verificate în fiecare dimineață și seară sunt verificate de două ori. Problema știi cu care se pune? Înțeleg, e penitenciar de maximă siguranță. Dar siguranța trebuie să o faci pe din afară. Exact. Nu mie în cameră. Păi, dacă îmi faci mie chestia asta, înseamnă că deja mă consider un animal. Înțeleg. A, să punem problema, să mai punem problema și altfel, că sunt printre noi care au tentative de evadare sau au evadări, mă înțelegi? Dacă au așa ceva, fă-le camere lor amenajate. Dar ce vreau să întreb? Hai să zicem că tu ai putea evada de aici, din celula asta, da? Din camera asta. Pe unde te duci? Nu? Că sunt atâția afară. Și nici n-am în gând să fac așa ceva. Nu, dar unul, o persoană, dacă ar vrea să facă, oricum ar putea. N-ai pe unde să pui. Plus că sunt foișoare și te împuși, că trage în tine. Deci e conștient că dacă vrea să evadeze, înseamnă că are și intenție să moară, nu să se sinucidă. Nu? Înseamnă că s-a săturat de viață și e. Plus că aici în România îți dă pedeapsă în plus. Deci după cât am înțeles, în România ți se dă o pedeapsă în plus. Deci intenția de evadare se pedepsește. Deci îți dă pedeapsă în plus. Îți dă. Deci nu ai dreptul. Deci, problema e că nu ți-o contopește cu pedeapsa care o ai. Nu, nu. Ce-am vrut eu să zic, Marius, aici, în România, îți dă pedeapsă. Deci dacă evadezi și te prinde, îți dă pedeapsă în plus. În Germania, ai dreptul să evadezi. Deci ai dreptul ăsta. Fiindcă nu te pedeapsă, nu îți dă o pedeapsă în plus față de pedeapsa pe care o ai tu. Se iau măsuri administrative, deci îți dă izolare restrictivă și așa mai departe. Sau plătești bunurile pe care le-ai stricat în timpul evadării. Ai tăiat gratie, te-ai folosit de hainele închisorii. Stai puțin, când am vorbit noi, de mi-ai spus tu mie că opinia spune că un condamnat pe viață poate face orice, că nu mai are ce pierde. Da. E falsă. Este foarte important asta acest e lucru. E așa spun. De ce intri tu acolo? Stai puțin. De ce intri tu, Mirela, acolo? Pentru că dai seama că el nu mai are nimic de pierdut? Nu. El te poate omorâ. Nu, e total greșit. Pentru că hai să spun un lucru. În momentul în care eu am încălcat legea, a condamnat definitiv, în primul rând îmi iau mandat. Mandat separat de cel care l-am acum. Okay. În al doilea rând fac un an de restrictivă severă. Spune-le telespectatorilor ce înseamnă restrictivă severă. Pe restrictivă severă e exact ca această cameră, dar numai că ai gratie din perete în perete, la ambele, și n-ai voie la televizor, n-ai voie la pachet, la tot radio, pachetul, n-ai voie la radio, n-ai, deci ți se taie în totalitate, drept, să zicem așa. În majoritate, toate drepturile. Ai dreptul la corespondență, la ziar, dar înjumătățite. Saltea. Nu, aia e la izolare cu saltea, mă înțelegi?
Și atunci, când eu încalc legea, în primul rând, intru în restrictivă, care restrictiva e foarte severă aici. Chiar dar peste să tot, duci, în România este foarte severă. Să vezi cum arată camera de restrictivă, mă înțelegi? În al doilea rând îmi iau mandat. Iar în al treilea rând, mandatul pe care mi-l iau, mi-l dă prin adunare. Și în al patrulea rând, dacă eu am făcut ceva, nu mă mai liberez niciodată. Deci eu, chiar dacă scrie în lege că după 20 de ani pot intra în comisie, dacă dau doveste menice, așa, nu mă mai eliberează faptul că am acest mandat. Pentru că îmi termin mandatul, dar mandatul ăsta nu se știe când îl termin și obligat intru în ăla. Și în momentul în care faci o infracțiune în penitenciar, niciodată să nu te gândești că dacă în lege scrie, îți dau un exemplu, furt, e 3-15. Niciodată să nu se gândească ăla că îi va da 3-4-5 ani. Nu, în penitenciar se dă maximul din prima. Da, mă, și în primul rând și în al doilea rând, ce aș vrea să eu să mai zic? Păi, vedeți și dumneavoastră, stați aici cu noi, vorbim deschis, să reacționăm exact ca oamenii și de afară. Deci chiar nu știu, probabil, eu probabil sunt mult mai dur, mult mai calm față de ce, fiindcă știu să mă autocontrolez, știu să mă stăpânesc singur. Cum să-mi spună, sau cum să-ți adreseze ție cineva, nu te duce la ea, că e nici, și așa nu au ce pierde. Dar nu, aici nu veniți într-un ospiciu de oameni nebuni, nu veniți să întâlniți niște criminali psihopați care au făcut crime în serie și ar dori lumea, și sunt unii reporteri de cazuri dintre astea, și ar dori să avem în România și să mai avem psihopați și criminali în serie, cum au Statele Unite, Germania, state europene, canibalism și... Deci lucruri de-astea sadice, fiindcă atunci dă bine și pe sticlă și propagandă și, propagandă și ar vinde mai bine, știu, gazetele sau știu, mai bine misiunile. Nu! Însăși prin natura noastră, românul nu este atât de sadic. Încă nu avem o civilizație, o cultură în care să se ajungă să se tragă cu armele de foc la colțuri de străzi. Nu sunt bande bine organizate, cum vedem în America, cum vedem în alte țări, în Danemarca sau în Olanda. Încă nu sunt. Crima organizată la noi e doar pe două, trei bobițe de alea de droguri, care, să vă spun zile, câteodată chiar mă ia râsul, când văd câte 50-60 de ăștia cu ciorap de aia pe față negri, că n-ai altfel, înconjoră un bloc în ferentari și ce ia de acolo, ia 10 bobițe dintre alea, ia 10 bobițe de șoserică goală, pe ele, toată misiunea asta costă mai mult decât alea, deci costă enorm de... Toată misiunea lor e triplă, de 10 ori mai mult carburant. Și dai seama cum scoate ca aprins o rețea asta importantă de traficanți de droguri. Rețea importantă, rețea traficanți de droguri e de la 100 de chile sus. Atunci ar trebui să vorbim de Pablo Escobar, ar trebui să vorbim de alții. Deci aia e rețea importantă. Să zicem, Doamne ferește, batem în lemn, să avem o cultură ca în găștile din America, să avem o cultură de traficanți de droguri, cum e în Turcia, cum e în Olanda, cum e în Columbia. Atunci lumea n-ar mai fi în siguranță pe străzi. Înțelegeți? Dar unii dintre comandiștii ăștia care se cred în trupe de comandă și aia care, când îi vezi la televizor, măcar îi vezi așa că încă nu au experiență, fac multe greșeli. Ei și-ar dori lucrurile astea, însă niciunul dintre ei nu și-ar dori să fie în pielea celui rănit sau omorât. Ați înțeles? Chiar am văzut acum câteva săptămâni o misiune când au dinamitat ușa. Fără să știe cine în apartament, au dinamitat-o cu explozibil, dacă era o femeie, un bărbat care suferea de inimă sau un copil. Puteai să provoci moartea cuiva.
Deci, astea nu se practică decât în comandourile de armată. Deci nu ești în misiune de luptă în armată, atunci se mai practică și astea, sau când e vorba de teroriști sau astea, dar nu când sunt două lele și trei surcele de infractori cu 10 bobițe de alea, binuțe de alea, de între 50 de ei și peste ei. Ați înțeles? Deci dă bine pe sticlă. Zice, domnule, asta e crimă organizată. Nu e adevărat. Ei se justifică acum. Ei încearcă să se justifice în fața opiniei publice misiunile lor dificile. Astea nu sunt misiuni dificile. Misiuni dificile în momentul în care șeva de dincolo de apartament trage în tine. Aia da. E o misiune dificilă. Dar ăla în apartament, în momentul în care îi găsești două bâte, un ciocan, un cuțit și tu ai chevlar și peste tot ești numai în antiglonț, n-are cum, că nici cuțitul nu prea ți intră prin vestea aia. Ați înțeles? Deci în momentul în care va fi cultură ca în Statele Unite, atunci să se gândească misionarii ăștia cu comandourile lor, că trebuie să fie puțin mai atenți în ceea ce fac. Asta dă bine doar pe sticlă și e doar o propagandă. Cheltuieli de bani și... Soldații noștri în Irak, în Afganistan, ăștia unde își riscă viețile, unde le calcă cu taburile pe mine. Acolo e altceva. Eu nu sunt de acord nici cu astea, fiindcă eu nu i-am trimis să se omoare pe nimeni în numele meu acolo. Nu, dar eu nu i-am trimis acolo. Pe mine m-a întrebat cineva ca să trimis soldații în Irak, români? Nu, nu m-a întrebat. De ce ei să ucidă? El de ce trebuie să ucidă? Fiindcă el, soldat, el e mai criminal decât mine. Fiindcă el se duce și poate știind ce trebuie să facă. Nu? Eu n-am auzit pe unul să zică, domnule, noi ne ducem pentru un ideal. Deci luptăm pentru democrație, vrem să restaurăm pace, liniște. Nu, mă ducem acolo fiindcă îmi dă statul $900 salariu sau cât îi dă. Dar tu ești conștient că tu apeși pe trăgașii viața cuiva. Fiindcă pe glonțul ăla niciodată nu o să scrie, vezi că ăla e... cum le zice la aia, mă, terorist. Taliban, terorist și așa mai departe. Glonțul nu-și alege, poate să ducă întâmplător. Și ai luat viața cuiva, pentru ce ai luat-o? Pentru ce ai luat viața cuiva? Fiindcă ăla e băștinaș de-al țării ele. El își apără țara. Pentru ce moare? Dar el își apără țara. Ce cauți tu ca român acolo, șe? El nu e criminal ca și mine? Numai că el a avut legea de partea lui. Eu am făcut un lucru care legea mă pedepsește pe mine, fiindcă n-am făcut cu știința legii. Deci nu legea m-a acoperit pe mine. Eu dacă mă îmbrăcam într-o uniformă și aveam un armă și mă duceam în misiune, puteam să omor la discreție oameni, fiindcă nu era o problemă. Ba, primeam și o medalie și eram primit cu onoruri în țara mea. Deci, am avut misiune îndeplinită, am omorât niște talibani, niște teroriști. Dar cine îi consideră poetul? Și ei sunt oameni și apără familie și apără teritoriul lor. Eu, din punctul meu de vedere, eu nu sunt de acord cu trupele care sunt trimise acolo, fiindcă și el devine la fel de mercenar cu legitimație, exact cum sunt mercenarii de profesie. Sunt killeri, nu? Deci la ăștia sunt killeri. Când... Da, exact. Este un killer legal. Poartă o uniformă. Unde e moralitatea? Stau și mă întreb acum, unde e moralitatea dintre el și mine? Și să vă mai zic, în alte țări, ceea ce am făcut eu, nici nu se condamnă. Deci alte țări, alte civilizații, alte religii, nu m-ar fi condamnat. Poate m-ar fi pus primar de oraș. Ați înțeles? Însă, depinde de la cultură la cultură, cum este văzută de opinia publică și așa mai departe. Să fii într-o țară musulmană și să omori un pedofil sau să omori un homosexual, nu s-ar da nicio pedeapsă. Ați înțeles? Însă, în țările civilizate, se întâmplă să fii acuzat, fiindcă fiecare are opinia lui, fiecare trebuie să se exprime felul lui și sunt tolerați și acceptați de către societate. Vedeți, dragi telespectatori, câte pot ști acești oameni, chiar dacă mulți dintre dumneavoastră v-ați imaginat că sunt niște analfabeți sau oameni care habar nu au, nici nu vă imaginați câte puteți auzi aici. De aceea încerc să vin cât mai des. Nu am avut această posibilitate în ultima perioadă să vin aici la ei, din anumite motive. Eu sunt o finuță, așa, cu alte cuvinte, și nu vorbesc de ce, dar sper prin acest interviu că acei oameni care mi-au interzis să vin aici să înțeleagă că
că vreau efectiv ca toată România să vadă, să-i vadă și pe acești oameni. Aș vrea să-l rog pe Florin să ne aducă animăluțul acela mic și să-l lăsăm aici lângă cafele. El crește un an, de fapt el. Toți patru sunt foarte atașați de acest animal incredibil de mare. O să vedeți dumneavoastră zi tu, Marius, ce animal e. Păi cel mare e o fetiță porc guinea. Porcul guinea. Și mai avem... Și dacă vrei să mergi cu mine... Stai puțin. Dă-mi voie să trec. Dacă vrei să mergi cu mine puțin... Da. Ba da, că nu, filmăm doar șoaricii. Da. Stai și mă din gură. Hai, aduc acvariu în cameră. Uite, o să-l rog pe colegul meu, Dragoș, să meargă după Marius. Dacă vrei, poți să vii cu mine să-ți arăt. Să vadă aici am și celelalte animaluțe. Aici am o fetiță care a născut, are 6 pui. Da, ce drăguț e. Iar aceștia spui ei, din prima naștere. Țip așa? Tot timpul? Se joacă și acum. Și mai am aici masculi. Am vreo 3 rase. Am mădășa păroși, așa, lățoși, mai am normal și albi. Bine, ei sunt de mai multe culori. Nu aveți mascul la porcușor. Și după ce se vor face și ăștia mari, îi voi separa fetițe de... Fetițe la fetițe, băieți la băieți. Pentru că dacă se mulțesc, nu-i bine. Verzituri, când mai primești de la vizită, mor... Îmi plac foarte mult și de-aia cresc. Îmi plac animalele foarte mult. Am făcut rost și de o pisică. Am făcut rost și de o pisică cam monodă, nu? Conducerii, să nu existe divergențe și probleme. Am avut și un câine și o pisică, de fapt mai multe. De fapt, noi tot și Aurică iubim. E o pasiune pentru noi. Cățea, de exemplu, 4 ani de zile, 5 ani ați avut. Eu, de exemplu, în camera unde am fost, am avut, la un moment dat, aveam 2 cățele. Una o chema Nasolul, pe aia o chema Pussy sau Grasa. Las-o să meargă. Și un motan. Un motan îl chema Aili îl chema. Și vă dați și noi asta seama ce puteau să facă când cele două cățele le alergat pe motan prin cameră. Când veneam de la curtea de aer, totul era de avalma, totul era în mijlocul camerei, pături, perde, totul era în mijlocul cu camerei. Și a fătat, cățeama a fătat de 2 ori la noi în cameră, de 3 ori de fapt. Odată i-am murit o spui, i-au murit și de celelalte 2 ori puii s-au făcut mari, i-am îngrijit, aveam odată 6, odată 5 și încă odată 5. Dar frumoși, mai ales când vezi momentul în care ei se nasc, ei parte la viață, ei parte, cum să zic eu, ceva emoțional. Asiști, e emoțional, te mișcă așa. Vorba lui Aurel, a fost un reportaj mai acum 3 zile la un dosar de calțaj de câini, de a intrat cineva, de i-a rupt cu bătaia, i-a desfigurat. Crede-mă, Aurel aproape că i-a dat lacrimile, atât de suflete și mie și lui Marius, da, și la tot omul. Dar cu toții că iubim, dar când am văzut căție acolo, cum pe i-a jos, bătut, când am văzut căție pe jos acolo, cum i-a bătut și m-a întrebat și plin de sânge. Ăla, ăla, nu criminal? Ăla eu nu știu, pe ăla dacă l-aș avea aici, exact ca pe căție aș da și lui porții de băt. Păi nu, e normal, pe bune. Și crede-mă că toate animalele care au fost pe aici și le-am crescut numai din mâncarea noastră. Ne lăsam noi nemâncați ca să le dăm noi. Da, când era doamna directoare, ne-a ajutat foarte mult. Da, doamna directoare care a fost aici, care e Mihail, să avem grijă de ei. Eu într-un timp aveam 6 câini în cameră, aduși de doamna directoare ca să... Ne-a asigurat acvarii. Să nu se infecteze, nu știu cu ce virus, că erau micuți. Dădea comandă la bucătărie să ne aducă mâncare pentru căței. Și îi plăcea și îi doamna directoare. Femeia din banii dânsei ne lua pentru... Pisici. Le aducea lor pentru câini, le aducea granule de alea speciale de câini și la pisici. Și nouă ne-a dus aici într-un timp de alea de, cum le zice, pedigris sau da. Cum zice la de alea. Chisichet. Da. Ce dacă am fost numai femeie aici, ne-am fi înțeles mult mai bine ca cu gardienii. Ne înțeleg mai bine. O femeie înțelege mult mai bine decât unui bărbat. E mai sensibilă, nu? Da. Mai mămoasă, femeile întotdeauna sunt mame. Da, noi suntem ca și copiii lor. Datorită doamnei directoare Carmen Mihail, avem noi acum cât de cât așa astea. Înainte știți cum era aici? Mai mult spațiu.
Înainte era restrictivă, restrictivă. Te duci la restrictivă și o să vezi aici. Aceeași cameră care era și aici. Dar problema e... Ia microfonul, te rog, Florina. Era gratia. Deci asta, acum am micșorat o ei, dar gratia asta venea de aici, până în peretele ăla, acolo. Nu avea acces la cameră. Gândește-te. Noi ne duceam la WC-ul pe partea aia. Mâncarea nu puteai să bagi. Asta era goală, efectiv goală. Nu puteai să bagi nimic în ea. Mâncarea noastră stătea efectiv aici. Aici stătea. Și hainele pe sub pat. Închipuiesc căldura asta, de afară ca cum ar fi stat mâncarea cu muște, cu toate alea pe aia. Când a venit doamna directoare și când a văzut, stresau și oricine s-ar îngrozi de afară. La, ce să-ți mai zic, aici la fel, spațiu mic. Gratiile astea două încurcă mult. Hai, bun, zic că asta o ții la ușă pentru siguranța majorului, că au zis ei că pe a doua sau pe ce chestii, de fapt, ne bagă pe toți într-o oală și aia nu-i bine. Au zis că să nu le arunce cu sare în ochi și vrăjeli de-astea afumate. Astea se făceau pe timpul lui Ceaușescu. Nu, ca să te chinui, adică îi place, românii îi place să te vadă chinuindu-te. Nu-i văd rostul la gratia asta și nici la asta nu-i văd rostul. Că pe a doua erau camere normale și nu s-a mai dat cu sare în ochi, nu s-a mai tăiat gratii, nu s-a mai făcut nimic. De ce oare acum ne ține cu astea? Pe astea, pe gratiile astea și ținuta mă terorizează psihic pe mine. Ținuta aia portocalie. Ținuta aia portocalie. Eu de câte ori mă duc la instanțe și am multe instanțe, îi aud în spatele meu pe civil, cum zic, uită-l pe criminal, uită-l bestia, uită-l pe ăla care a fost la OTV sau la, știu, la mai știu la ce emisiuni. Deci, în spate auzi numai vorbe urâte. Din cauza ținutei, pentru că aia te scoate în evidență. Nu mă popușește. Aia te scoate în evidență și... Da, pentru noi a făcut doamna directoare lucruri bune. Cât a lăsat aici pentru noi a făcut. Astea sunt lucruri discriminatorii. Avea grijă de noi, era mai multă prezentă pe secție. Eu vă spun sincer că până să vină doamna directoare, eram un tâmpit și un nebun de nu puteai să-mi dai de cap. La săptămână aveam raport de pedepsire, la săptămână. Când a venit doamna directoare și a înțeles cum stau treburile și am stat de vorbă cu dânsa și mi-a explicat care e situația și ce trebuie făcut și cum trebuie făcut. Mai multe etape de-astea de socializare, de... am înțeles că de fapt mă pot integra și în ambianța asta și să las problemele de altă parte. Deci era o femeie care... Contează foarte mult comunicarea și faptul că simți că cineva te înțelege. Da, pot să spun, nu că m-aș lăuda, da? Când a plecat din penitenciar, a trimis cu dedicație pentru mine un set, un de-ala de coli, un toc de coli și chestia aia cu pixuri de acolo, după noptieră. Uite asta, stai că ți-arăt acum, uite chestia aia cu pixuri, aia de birou, plină cu pixuri și stilouri, pentru mine. Le-a trimis pentru mine, a zis, dă-i-le lui Ceampar, pentru el, pentru viitorul scriitor. Sau cum s-a pronunțat ea atunci. E, eu dacă aș vrea să mai scriu acum un roman, sau să continui să scriu romanul care am, nu mai am sprijin. Că dacă mă duc și cer coli, îmi dă 2-3 coli, eu n-am ce face cu 2-3 coli, care le scun într-o jumătate de oră. Dacă cer pixuri, îmi dă un pix și... mai îmi dă peste un an. Deci nu am... nu are cine să mă ajute să mi le dea mie paste. Cine te vizitează pe tine aici? Păi nu mă mai vizitează nimeni acum. Nu mai cât am... timp n-ai fost vizitat? Păi... după 8 ani și ceva, cam așa este, nu? Făcusem și o legătura cu fratele meu. O închegasem puțin și venise la mine și urma să mai vină. Deci explică-ne că ești eu. Ce le mai explică și urma să mai vină și n-a mai venit deloc pentru că a ieșit un ziar care m-a făcut varză cu oțet. Și gata, s-au lăsat la mâna lor. Deci tu ești singur. Singur, mai singur decât... Sunt singur, dar uite că mă mai descurc și eu, că de mă mai ajută și băieții. De fapt ne ajutăm între noi. În camera aici, că pe holejale. Deja când ești pe hol, simți mirosul de pericol. Adrenalină. Ați auzit până când și ei simt mirosul de pericol. Da, nu e din partea hoțului.
Din partea condamnatului, vrei da, să spui. Da, din partea condamnatului, cât e din partea grupei de intervenție. Nu sistemul, că sistemul ar fi bun. Gardianului. În ce sens ar fi bun? Dacă ne-ar înțelege și nouă problemele. Că dacă eu mă duc la un director și spun o problemă, o trece în caiet. Și atât. Și la revedere. Și atunci, obligat, eu trebuie să iau foc pentru dreptul meu, că ziua de azi aș cere dreptul înseamnă să fii recalcitrant și periculos. Știi că te-am spus chestia asta. Înțelegi? Și atâta timp cât își ceri dreptul, rămâi clasificat la periculoși. Când taci din gură și nu mai ceri nimic, te declasifică. Problema de lângă problema e că înghesuie câte 2-3 mii de deținuți. Da. Lasă-l. Lasă că-l aduce. Aici, hai. A fugit. Lasă-o să plimbe. Problema e că... Intră la săpună. Nu intră. Înghesuie în închisori câte 2-3 mii de deținuți. Lasă-l, mă, nene. Fără personal. Și angajează, să zicem, la 150-200 de deținuți câte un funcționar, doi. Dacă ar fi mai mulți funcționari să angajeze mai mult personal, atunci ar avea mai multă libertate de mișcare. Fiindcă spune, domnule, sunt supraveghetori, avem cum să-i supraveghem. Dar atâta timp cât fă într-o închisoare, pe o secție, de 150 de condamnați, dar numai un funcționar să lucreze, 150 de probleme, dacă îți spune în ziua aia 150 de condamnați, tu ca funcționar, tu iei razna. Vă arăt acum ce face, nu v-am mai arătat eu. Mâncarea, uite, am oprit puțin camera ca să primească un lucru. Uitați-vă, mănâncă fasole astăzi. Dorin primește mâncarea, Adrian e aici. Ce mâncare mai primești? Aici suntem, luăm 3 tipuri de mâncare. Străin, regim și comun. Adică regim iese pe... Nu te mă ia. Străin cu fumani, îmi iau eu acum. Fără carne de porc. Fără carne de porc. Nu. E pocăit. Credincios și eu mănânc carne de porc. Comunul e comun, de toate și de porc și de ce este de pitru. E amestecătură. Amestecătură și regimul folosat. Așa le zice la tipul ăsta. Și ce mai primim? Ce mai primim? Atât. Orez. Cam la două zile. În fiecare zi orez. Mai trebuie. Serios, în fiecare zi? Mai duc castron. Dar care ne-a pentru că sunt eu aici? Nu, așa se dă la regim. Așa se dă? Da. Și de exemplu asta, spre exemplu... E rația, asta e porția de regim. Asta atâta, e bucățica de carne, porția de regim. În rest e... La regim, la comun nu e nimic. Aha. Deci la comun nu e nimic acolo. Acolo e cam goale. Și la străini? Deci astea sunt 12 milioane. Totuși, mi se pare că mâncați cam mult. Nu, păi e felul 1, felul 2 pentru fiecare. Mâncând cam mult, mâncare prost. Uite, hai să-ți arăt de la ce mi-a sărit mie dinții. E plină de oase. Uite. E plină de oase, le-am zis de atâtea ori și văd că nu... Arată-i ciorba. Mi-e și scârbă să mănânc. Eu mâncarea care are oase, eu nici nu mănânc. Mi-e scârbă. Uite ciorba. Uite. 12 milioane, nu? De deținut. Uitați aici. Unde-s banii aia, 12 milioane? Așa trebuie să arate? Hai și acum să vă arăt. Unde? Pardon. Verdeața, nu vă verdeață. Deci în comparație cu ceea ce vedeți aici, un meniu din Germania, care se afișează pe fiecare secție, săptămânal. Deci și 14 planturi de vohe din 23 întâia până pe 29 întâia. Dimineața aveam cafea, marmeladă și pâine cu cereale. Cafea, aici primiți cafea? Nu, aici nu știu. Cel puțin eu n-am văzut. La prânz. E un fel de... Traduc acum. Deci orez cu carne sârbesc. Cu sos, salată și fruct proaspăt. Seara e ceai, margarină
și brânză, să vă mai dau un fel de mâncare de la... Deci, sâmbătă și duminică aici. Aici avem din verzișoare mici, e o supă, se zice blumencol supe. Deci sunt niște verzișoare mici, se face o supă cu smântână. Pe urmă, putem la gut gyros art, deci care este bucătar știe ce înseamnă gyros art. Putem la gut înseamnă carne de deci pulpă de curcan. Deci se dea cu orez și salată verde. Duminică. Duminică e friptură cu sos de friptură, bayerische kraut, varză bavareză cu găluști. Deci asta e mâncarea de prânz. Vedeți și dumneavoastră un meniu săptămânal, iar bugetarul din Germania, acest meniu este afișat la intrarea vizitatorilor, încât și aceștia pot observa ce mănâncă deținuții în închisoare. Și mai este pe fiecare secție. Deci să-ți faci programare ce pot mânca astăzi, ce pot mânca mâine, fiindcă acolo lucrând, primești salariu și îți poți cumpăra de la magazin și uite așa, te poți economisi cu mâncarea, cu specialități. Ce uite, Marius, ne arată... Uite pâinea din România, din pușcărie, poftim, coca-coc. Da, eu m-am îmbolnăvit de gastrită. Eu m-am îmbolnăvit de gastrită din cauza la asta, că eu sunt la regim. În Germania din cauza e proaspătă, dar uite-o, e coc-coc. Pentru așa ceva și uite, în Germania aș vrea să-ți mai... Aș vrea să mai îndrepti tu camera. Păi asta e refăcută a doua oară. De unde ești? Păi să vede după ea. Altfel nu se face coc așa. Nu se face coc altfel. Deci asta este mâncarea voastră, da? Mâncați de nu-i adevărat. Da, din cauza la mâncarea asta... Din cauza la mâncarea asta mi-a sărit mie oase, dinții din gură, că e plină de oase. Degeaba, fasolea e tare. Văd acolo un băiat, așa? Da, da. El e bolnav de sida. Penitenciarul nu-i asigură nici măcar fructe, nici vitamine, absolut nimic ca să nici se facă. Pachetul de acasă nu-i dă. Și nici pachetul de acasă nu-i dă, deși doctorul i-a aprobat 10 plus 10. A fost la vizită și nu i-a primit pachetul. A fost obligat să scoată 3 inci la vizită ca să poată să-și ia tot pachetul la vizită. Foarte interesant. Deci nu statul plătește. Deci nu statul plătește. Deci din propriile surse, din familie. Eu vreau să-l arătăm aici pe Florin, că mănâncă nu mai poate. E foame foarte tare. Ți-e foame, nu? Mănâncă. Mănâncă. Ce? Trebuie să mănânci. Asta e. Ia și mănâncă și cocă de asta. Că asta e cocă. 12 milioane, nu? 12 milioane. Mi-a căzut 3 dinți din gură. La 12 milioane astea. 12 milioane, adică... Cât primiți noi, nu? Da, cu tot cu funcționari. Cu tot cu funcționari, da. Da. Și da, mai da. Spune lumea că noi mâncăm bine, că o ducem bine la pușcărie. Foarte bine. I-aș invita și pe ei pe aici. Să vadă cu cât de bine este. Și spuneți voi că la acest coleg de vis-a-vis... Da, e bolnav de sida. Cum e în Germania dacă un om e bolnav de sida? Numai când am stat cu el de vorbă, și mi-a explicat că nu primește fructe, vitaminele necesare. Vreau să vă zic că aveam doi bolnavi de sida pe secția unde stăteam în Germania acolo și în fiecare zi primeau, să nu exagerez, să nu spun o sumă exagerată, dar toate vitaminele, plus pastilele, fructe și fructe, bineînțeles, fructe proaspete, au nevoie. În jur de 1000 de euro pe cap de bolnav sida. Lunar sau zilnic? Zilnic. Se aloca zilnic. Și aici când am auzit la el, e o tragedie, cel puțin eu când îl văd pe el și plus de asta, familia lui trebuie să se chinuie ca să asigure vitaminele necesare, fructele. Doamne, îl bagi în închisoare, îl îmbolnăvești aici, fiindcă am înțeles că el a fost îmbolnăvit aici de către sistemul medical din penitenciar. Nu știu, așa spune el. Dar când ai venit în România, cum te-ai adaptat? Acum, aici există, deci încă, în România încă mai există posibilitatea ca cei care au posibilitatea financiară și sunt căutați de către familiile lor, deci așa, căutați, să primească prin sectorul vizită alimente. Pe când în Germania nu?
În Germania este interzis, fiindcă da, îți asigură loc de muncă. Deci îți asigură loc de muncă și, după cum vedeți și dumneavoastră, un meniu aproape de restaurant. Iar meniul ăsta se găsea atât pe secțiile, toate secțiile închisorii, cât și la intrarea vizitatorilor. Deci vizitatorii intrau și vedeau meniul deținuților. Deci bugetarul știe pe ce banii pe care îi plătește, unde se duc banii lui. Și ce vreau să vă zic, nimeni nu s-a oripilat. Deci nimeni nu a zis: domne, dar ce le dați la ăștia, domne? Ce le dați, domne, de mâncare așa, domne? Că sunt totuși deținuți, sunt totuși infractori grei, sunt criminali, sunt tâlhari, sunt astea. Vedeți? Atitudinea societății din Germania este alta. Drepturile omului se respectă. Sigur că da. Sigur, da. În totalitate. Da. Se respectă. Nu pot să spun în totalitate, fiindcă și acolo se mai fac abuzuri. Și acolo se mai întâmplă abuzuri, însă este o mai bună coordonare. Atât din partea funcționarilor, cât și din partea deținuților se coordonează mai bine. Vă puteți dumneavoastră imagina secțiile să aibă bucătării ca deținutul să-și prepare mâncare? Am învățat să fac pizza, am învățat să fac gnocchi, am învățat să fac spaghete mai multe feluri, am învățat să fac prăjituri. Mâncare. Fiindcă mâncare, deci puteam acolo cumpăra din magazin ceea ce îmi doream, torturi, să fac blaturi de torturi, deci duci o viață normală. Deci asta e, duci o viață, chiar dacă ești infractor, ai condamnat, dreptul, da. Chiar dacă ești condamnat, tu ai dreptul, prin constituția lor, prin mentalitatea lor, prin cultura lor, să duci o viață normală. Uite, știți ce aș vrea acum să vă rog? Mi-a venit o idee. Haideți să vă puneți fiecare în pat, să văd și eu cum arătați voi când sunteți puși în... Cum sunteți voi patru în paturile astea? Cum stați și vă uitați, spre exemplu, la televizor? Mă puneți așa aici, pentru mine. De exemplu, fiecare în patul lui. Eu stau aici. Așa. Nu te mai lovești, Aurel, nu te mai lovești cu mai capul de chestia asta. Câteodată mai mă dau cu capul de ea, așa. Dar cine stă deasupra? Eu stau acolo. Eu stă deasupra. Te pui mai rău acolo un pic. Da, da. Da, lasă mă pun eu acolo în locul tău. Tu unde stai? Acolo. Ia, hai, pune-te tu acolo. Vreau să mă pun aici în locul tău. Vreau să văd și eu. Poți să te și suni. Da. Te ține bara asta. Așa. Ca să... Deci hai zi-mi tu că ce să faci? Te ții de bară, pune un picior, pune un picior acolo, ține-te de bară. Are? Și sus picior. Sus picior. Sus basin. Atât. Atât. Și aici ador tu. Da. Acolo da. Aici ador eu. Da. Am avut posibilitate să dor și acolo și acolo, dar nu-mi place decât patul ăsta. De ce? De ce vrei neapărat să dor tu în colțul ăsta? Pentru că pot să-mi fac și raftul ăsta aici. Să am și eu actele mele, documente, integramele unde fac eu, ca să nu mă dau mereu jos din pat, la noptieră, ia-ți pix, ia-ți aia, ia-ți așa aia, că tu aici adormi. Da. Ia uite, domnule, m-aș fi gândit vreodată că dorm eu vreodată în patul unui condamnat pe viață, cel cu 6 crime. Ai 6, Maru, sau câte ai? 6, da. 6 crime. Bine. Mirela, am și o întrebare pentru tine. Te rog. Uite-te, stai în pat așa, închipuiesc cum am fi noi. Și uite-te un pic așa pe geam. Ce priveliște așa, ca un civil așa. Asta ca să fie... Am gratii și un zid. Și gândește-te zi de zi, aceeași chestie. Ce senzație ai așa? Cum ți se pare să te scoli în fiecare dimineață și să le vezi în ochi? În ochi. Să nu vezi pasăra. Când cerul... știi că noaptea visezi frumos. Dragoș, ia vino aici și pune camera să vadă... Să vadă unul cam prin ce trece un condamnat. Deci te trezești în fiecare zi și vezi două rânduri de gratii. Păi n-aș vrea să sensibilizez pe nimeni, însă mi-aș dori ca lumea să nu spună că o ducem bine. Deci să nu spună că noi avem condiții bune de detenție, deci e bine în închisoare în general. Detenția este detenția. De detenție ești privat de societate, ești privat de familie, ești privat de multe plăceri din viață. Nu este bine de lor, nimănui nu i-ar conveni, chiar dacă ai milioane, nu ți-ar conveni să stai în închisoare. Și dacă e sărac, nu-ți convine să stai în închisoare. Grupe de comandă ce e? Grupul de comandă parașutist, asta e de la niște prieteni din legiune. Mai am și niște poze, am și o parte din legiune. Toți. Marius, vreau să văd dacă sunt... Aseară au fost udate. Da, sunt udate.
Deodată. Domnule, trebuie să recunosc că nu mi-aș fi închipuit vreodată că aici pe cum se numește asta? E vizor. Vizorul ăsta se uită cei da, de afară, nu? Da, da. Să se uite fiindcă niciodată nu l-aveți închis astupa, nu, da? Păi nu ai cu ce să l închizi. Fiindcă trebuie să fie supravegheați. Trebuie supravegheați. Deși e o prostie. Ce? Da. Pentru că dacă camerele. Nu e vorba de asta, nu e vorba de asta. Nu sunt toate camerele? Nu. Pentru că atâta timp cât legea mi-a dat dreptul să-mi apăr intimitatea, intimitatea ăla e deja abuziv. Pentru că eu nu pot să mă dezbrac în cameră, să mă schimb, pentru că vine majorul și se uită. Nu, și dacă mă vede, zice că intenționat mă dezbrac. Dreptate, majorul. Îți dau un exemplu mai concret. De exemplu, s-a întâmplat să ieșim din baie și majorul stă cu ochii pe mine, eu dezbrăcat. Stă cu ochii pe mine. Și așa, ce faci, bre? Tu uiți pe mine? Nu intră bărbații aici, noi suntem dezbrăcați dacă când ieșim din baie, că nu ne ferim între noi, suntem bărbați. Înțelegeți? Deci suntem bărbați, că ieșim din baie cu prosopul pe serios, te dezbraci aici și te îmbraci. Ai înțeles? Dar majorul când vine, se uită pe gemulețul ăla de acolo și probabil se duce și spune acasă la soție sau știu la la frate sau la vecini, băi, uite cum l-am văzut pe ăla dezbrăcat. Deci e o chestie de rușinoasă. Sau vezi că are o aluniță aici, sau vezi că n-are păr pe el, sau vezi că are păr pe el. Deci mie mi se pare un lucru jenant să stea să se benocle. E voior, e deja e bolnav. Mi se pare o boală asta, sexuală, pentru ei când ne urmăresc, când face baie sau când... Dacă el a văzut un lucru, nu ține pentru el. Se duce, îi explică și lui ăla, îi explică și lui ăla că vezi, doamne, ca să râde de tine afară. Dar odată chiar ne-am dezbrăcat intenționat ca să uite, dacă tot stătea să se uita la noi. Intenționat ne-am dezbrăcat aici ca să se uite la noi. Numai și ca a venit să pleci. Și m-a făcut nesimțit. Și am spus nesimțit, ești tu că te uiți pe ăla. Intenționat am făcut-o te ca pun să, eu să te uiți. Nu să mai uite. Sunt în cameră la mine, am voie să fac ce vreau, am voie să mă schimb când vreau. Atâta timp cât tu stai și mă urmărești pe acolo, ca să nu mai spun când e câte un film erotic pe la televizor, stă și se uită la filme erotici. Și se și supără. I-a stins el odată televizorul, că l-a văzut că se uită. Deci i-a stins televizorul și s-a supărat pe el. De ce i-a stins televizorul? De ce mi-ai stins televizorul? Da, problema e, eu am avut un televizor aici și de acolo, și aici se vedea foarte bine. Era la un film erotic pe un program. Și se tot uita, eu mă tot uitam, se trăgea mai încolo. L-am lăsat odată. M-am sculat, mi-am făcut o țigare, l-am prins, l-am turnat, dar s-a tras repede, l-a zis că nu l-am văzut. Era întuneric în cameră. Și până când l-am văzut odată și l-am stins. S-a uitat, a văzut că e stins, televizorul a văzut. A mai stat, mai pândit să vadă, poate dau drumul din nou. De dimineață, cum mi s-a plâns? La alt coleg de mai încolo s-a plâns. Uite, bă, ăla, mă uitam și eu la film, păi e frumos ce a făcut, mă uitam și eu la film și mi-a stins televizorul. Păi asta e meseria ta, pe asta ții banii, asta-ți vadă bugetar pe ce și el bani aici. Să te uite cu deținutul la filme erotice, asta da. E. Și problema că și plus de la pânditura așa, știi? Vorbind după aia cinstit, geamul ăsta e direct abuz. Ca să te uiți mereu, ai vizor, ai vizor în ușă. Deci tu acolo, tu trebuie să ai vedere spre geam, de la vizor spre geam. Atâta da, e tu ai intimitatea mea. Tu pui vedere, ăla acolo, vezi pe toată lumea. Acum eu ce trebuie să fac? Să mă duc în cambuză, să mă schimb, să mă bag în pat, să mă duc în baie? E cameră, eu stau în cameră. Asta e ca și casa noastră. Sincer răspund, când vin de la... Sincer răspund, când vin de la instanță, când vin de la instanță, îi spun la major, hai mai repede acasă, că nu mai pune foame. Deci asta e considerată ca și casa noastră. Ne-o facem noi. Ne-o facem, uite, noi ne-o zugrăvim, noi ne-o aranjăm. Bineînțeles că ne dă ei unelte. Da. Dar dacă n-am zugrăviu-o noi și nu am aranjat-o noi, n-ar face-o nimeni. Că nu vine să-mi spună, băi, uite, e camera murdară, hai să-ți dau unelte să ți-o faci. Nu trebuie să le spunem noi. Deși ar trebui ca ei să ne dea unelte și tot ce ne trebuie nouă ca să facem camera cât mai curată, cât mai frumoasă pentru noi. Și să fie curată pe tot pentru sănătatea noastră. Înțelegi? Hai să intri în alte camere în care spun sincer că cazi jos. Deci, vedeți și dumneavoastră că noi facem lucruri normale, lucruri obișnuite într-o cameră. Ce face și nu deci nu suntem psihopăți, nu suntem criminali. De... animale, poate sunt mulți care au câini, pisici acasă. Aceeași chestie o facem și noi, să știți. Dar și... într-un spațiu mult mai restrâns. Și îți mai spun un lucru. Am văzut pe la unele televiziuni când arată, când vrea să vorbească despre o crimă, întâi bagă grafica aia de... Da, un generic de ăsta de filme de groază, așa, cuțite, sânge și... pereți cu sânge pe ei, cu stropel, cu...
Filmează tu pereții și dacă tu vezi sânge, păi eu mi-au gătu acum. Bine, o să vezi un țânțar mort. Da, mai sunt, suntem în stare de crime, de astea chiar vreau să zic genocid am făcut. Am omorât țânțari și mai avem încă 3 inamici pe care îi vom elimina de îndată ce veți pleca să nu arătăm cruzime față de animale. De insecte? Muște, muște, chiar muște omoră mult. Și de ce-i kamikaze? Când îți intră unul în cameră, zici că ai dat gloanțe, zici că trage în tidă. O bună. I-ai dat la o băiată de ureche, de-abia l-a scos cu penseta. De-abia l-a scos cu penseta. Sunt gândași de ăștia care vin în picaj aici. Și auzi noaptea, dacă e liniște, se aude când se lovește de pereți. Plus, 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 se aude. Da, sunt simpatici, așa. Sunt trei cu ei. Deci nu cumva să fim acuzați de cruzime față de insecte și de animale. Păi nu, că acum opinia publică o să spună, uite-te și tu, dacă ei omoră insectele alea care nu le face nimic, nu... Îți dai seama oamenii cum se joacă cu ei, dacă îi... Da, eu nu cred că se gândesc ei la asta oamenii, că și ei omoară. Atunci noi ce zicem de ei? Ei nu omoară insecte, fapt, în casă și cințări? Eu înțelegi, e mai mult rea decât bună. Deci se spune bună și rea, e mai mult rea decât bună. Și lumea ar trebui să vadă lucrul ăsta. De aceea voi și sunteți adunați în camerele astea să faceți cumva viața mai frumoasă, să fiți, să vă placă unul de celălalt. Bineînțeles, vorbind de faptul că puteți comunica, asta este cel mai important lucru, să vă înțelegeți, să aveți ce învăța probabil unul de la celălalt și să nu mai vedeți așa cum mi-ai spus și am văzut cu ochii mei, că în fiecare zi te trezești și vezi două gratii și un zid. Și un perete. Două gratii și un zid, zi de zi. Și problema știi care e, Mirela? Visezi un vis de ăla frumos, de afară. Și închipuiți reacția aia când te scul, ai deschis prima dată ochii așa. Tot parcă zici că ai vrea să dormi în continuare, să rămâi în visul ăla. E rău, e așa, să vezi aceeași în fiecare dimineață, aceleași imagine, aceeași imagine. Eu aș ruga opinia ca să vadă și lucrurile rele din aceste penitenciare. Să nu mai pună botul, cum se spune, să nu mai creadă tot ce se vede, că la pușcărie e bine. Păi e bine, pentru că conducerea le arată camerele de protocol și le dă oamenii lor să vorbească. Nu o să-i dea unul ca mine care spune ce se întâmplă, care spune în ce fel trăiește și că trebuie să se îngrijească singur. Înțelegi? Ați avut onoarea ca să stați de vorbă cu noi, fiindcă v-ați implicat mult în viețile noastre de aici și de-aia conducea a acceptat ca dumneavoastră să vorbiți cu anumiți oameni, nu cu cei lor, deci camerele protocolare, cum se spune, deci oamenii lor, care dacă îi întrebi, spun da, da, e bine, e mâncare bună, se fac activități, atâtea și e bine, totul ok, totul roz. Am mai sesizat ceva aici și vreau să-mi spuneți ce e medicamentul ăsta aici, al cui e mai medic? E al lui. Ce e medicamentul ăsta? Bixtone, picături de nas. Eu de aproape un an de zile mă rog de ei să mă ducă la operație, să mă opereze de viață de sept la nas. A zis că mă trece pentru operație, m-a trecut, am ieșit să mă ducă la operație, mi-a zis că nu sunt trecut. Și tot mă rog de ei să mă ducă la operație și nu vrea. Nu vrea. Mă trec fiecare joi la ei. Cât de greu dormi? E foarte greu. Cu aceste picături mă pot dormi și eu 2-3 ore pe noapte. Nu pot respira, mă sufoc, nu pot. Mai să mor în somn. Vedeți, dragi telespectatori, ce grea e viața atunci când greșești și ajungi unde ajungi. Astăzi i-ați avut în fața dumneavoastră, o să îi rog pe fiecare să-și spună numele. Leca Artur Adrian. Dorează Florin Mircea. Cărtan Aurelian Sergiu. Ciampar Marius. Dragi telespectatori, atât pentru astăzi. Eu vă spun că nu sunt ceea ce par. Infracțiunile au fost făcute atunci și oamenii se schimbă. Se schimbă mai mult decât ne putem noi imagina. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc ce vă doriți voi. La revedere. Eliberare ușoară. Eliberare ușoară. La revedere. Haideți că o să vă închid eu ușa. Mulțumim foarte mult. La revedere. Și uite că am rămas iar singur după zidurile astea reci, pustii, cu mâncarea asta de 2 bani. Asta este viața.
alt. Singur ca cuci. Cum e? Nu mai mult comida aici? Păi, v-am pe voi, da. Hai să mâncăm potroace de porci. Asta este ce să-i facem. Și nu mănâncă așa. Poate am avea noroc de o viață mai bună. Odată și odată.